Maradona e oricum e etern, rămâne, l-a trimis Dumnezeu, Dumnezeu l-a luat mai devreme. Mi-aduc aminte de o replică a lui Mel Gibson din Braveheart, care spune: cu toții ne naștem, cu toții murim, dar din viață rămânem doar cu faptele noastre. Iar la Diego, cu siguranță, cât va exista pământul ăsta, cât va exista om pe pământ, se va vorbi despre el. Dar ar fi să reții un discurs motivațional pe revelor tăi, pe subiect să fie Maradona, ce ai transmite, ce ar trebui să ia ei de la Diego? Na, e pasiunea aia, citeam ieri că a spus ceva de genul să mulțumesc mingii sau ceva de genul ăsta. E pasiunea aia nebună pentru fotbal. Efectiv, omul ăsta a fost trimis și a trăit efectiv pentru fotbal și ne-a încântat pe toți prin modul de a juca fotbalul, prin atașamentul ăsta față de minge, de balon, miliarde de milioane, sute de milioane de oameni făcuți fericiți. Nu știu, cred că mi-aș fi dorit să-l am antrenor, să-l fi avut antrenor în carieră, pentru că am văzut câteva imagini cu el, ultimele astea de din Mexic. O atmosferă fantastică și probabil că îți transmitea spiritul ăla de pe lângă pasiune și ăla de luptă. Se mai poate naște din Maradona? Păi și în momentul de față e Messi, nu e departe de el, nu are realizările lui. La noi trebuie să ne întrebăm când se va mai naște un Hagi, dacă mă întreb pe mine, și mi-e greu de văzut în momentul de față sau de anticipat acest lucru. Cât de important este pentru Poliaș faptul că președintele Ciprian Paraschiv a fost votat membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal? Cu siguranță e o realizare importantă, l-am felicitat și eu și noi. E un lucru care implică și o mare responsabilitate, se va implica în activitatea fotbalului românesc, nu doar a noastră, la Politehnica Iași. Cred că în mod normal ar trebui să fim mai respectați, pentru că până în momentul de față, în etapele astea care s-au scurs până acum 11, nu știu dacă am... Noi nu eram de aceeași părere și la Rapid, nu cere nimeni să fie ajutat vreodată, dar modul de a ne privi, de a ne respecta munca și a jucătorilor și a antrenorilor. Și eu consider, și nu numai eu, și jucătorii, că am fost tratați cu lipsă de respect în etapele astea scurse până acum. Așa, bine, și din cauza problemelor care sunt, cred că pe viitor vom fi mai respectați. Cu siguranță, campionatul este mai important. Cupa devine un obiectiv pentru toate echipele care ajung în faza sferturilor. Asta nu înseamnă că noi nu vom trata foarte serios acest joc, chiar dacă avem jucători suspendați, avem jucători accidentați, avem și unul, doi jucători menajați. Din cei 20 care vor face deplasarea la Cluj, îi voi alege pe cei mai buni 11 și vom încerca să ne calificăm. Dacă vom trece de pe CFR și vom ajunge în faza sferturilor, ne vom gândi și la trofeu. Până atunci, este un joc pe care îl tratăm serios și vom vedea ce se va întâmpla duminică. Întreabă jurnaliștii ce probleme au Dragoș și Andrei Cristea. Nu sunt probleme grave. Andrei are la o perioadă de 6 luni trebuie să-și facă o injecție la genunchi și în perioada asta l-am lăsat, pentru că mai sunt încă 4 jocuri de campionat, 4 jocuri foarte importante. Iar Nicandru la fel, o problemă minoră la genunchi, ținând cont că sunt 2 jucători, în primul rând, experimentați, foarte experimentați, adică au o vârstă. Am hotărât să-i lăsăm acasă, la cerința lor. În sfârșit, o veste bună pentru Machi. S-a redus suspendarea de la 8 la 6.
Da, așteptăm de mult acest moment, pentru că e un jucător care ne-a lipsit foarte mult, era un jucător într-o formă foarte bună la începutul campionatului. Sunt convins că decizia este una absolut corectă, una justă și maximul era de o suspendare de 6 etape la un jucător care nu a avut niciun fel de intenție să facă rău adversarului. Întreabă jurnaliștii despre situația financiară. Primarul Mihai Chirica a declarat că ar trebui să mai așteptați pentru a veni ceva bani de la Consiliul Local, măcar până la mijlocul lunii viitoare, luna decembrie. Întrebarea e dacă mai au răbdare jucătorii, mai cred în termenurile care se dau la mână? Eu am avut două ieșiri vis-a-vis de ei, de evoluția lor, de jocul lor, de care una la pauza jocului cu Sepsi, când efectiv am rupt vestiarul la propriu, aia a fost ultima, pentru că așa simțeam, ultima ieșire. Din punctul ăsta de vedere, mai în încurcătură e antrenorul care nu poate zi de zi, antrenament de antrenament, să le ceară implicare și atenție maximă. Oricum, din punctul meu de vedere, le-am spus și astăzi, înainte de antrenament, sunt niște eroi, nu eroi, sunt niște jucători profesioniști, jucători care respectă meseria, indiferent de condițiile care sunt în momentele astea la Iași, jucători care s-au implicat total în antrenamente. Normal că la orice echipă se întâmplă și jocuri mai puțin reușite. Noi am avut unul de la cap la coadă, a fost cel de la voluntari. În rest, ținând cont de condițiile, de salariile întârziate, 10 cu felicitări la modul în care s-au comportat până acum și cum și-au respectat meseria. Acum rămâne să vedem ce vom scoate. Noi oricum ne antrenăm să scoatem ce putem noi maxim din aceste ultimele 4 jocuri, plus jocul de cupă de la Cluj.